vedere că suntem un cuplu, da? La plajă el a șters, eu. Tu te pui și postezi poze de genul, deci înțelegi? Și tu ai pretenția că el să nu zică să le ștergi și probabil asta o fi fost din punctul meu de vedere. Nu, e diferență când eu postez de poze de la plajă și scriu OnlyFans în colț și, și a bine. Doua parte este când postez simplu bine. De la plajă, aici bine, am spus bine, tot. Bine. Dar nu asta e motivul. Nu, bun, asta e deci, punctul meu de am descoperit pozele, batele, Arvina. Nu ăsta e motivul. I-am dat pur și simplu, Alexandru a vorbit aiurea, n-a știut despre ce vorbește. Și i-am dat pur și simplu explicație. Dar nu ăsta e motivul. Păi, dacă voi lăsați lucrurile în aer, cum ați vrea să reacționez eu? Trag și eu ce concluzii vreau. Mai bine spuneți voi ce și cum. El a postat poze și a scris nu știu ce text ne la locul lui. N-are nicio legătură, domnișoara Cristina. Alex a inventat prostia asta și a vorbit despre asta. În momentul în care taci, poți să trag ce concluzii vreau. Din momentul că știi foarte bine că atunci când erați certați, înțelegi, și veneau tot felul de invenții stânga-dreapta, eu veneam și vă zicea, bă, lăsați-i pe ei să vorbească, dar m-a săturat să vă las pe voi să vorbiți pentru că nu vorbiți. Iar în momentul în care nu vorbiți, fiecare are dreptul să-și dea cu părerea. Nu poți să spui despre mine că vorbesc prost sau inventez, având în vedere că voi nu spuneți absolut nimic și alegeți să faceți. Auzi, Maria, dar Alexandra ar putea fi motivul pentru care voi doi v-ați supărat unul pe celălalt? Doamne ferește! Ei, eu cred că da. Eu cred că da, că îi dă atenție mai mult Alexandre decât îi dă Mariei. Și Maria a afirmat săptămâna trecută faptul că tu când ești cu Maria pe cadru, Marinescu, tu nu vorbești deloc pentru că nu poți să ajungi la o ceartă și ție îți plac foarte mult certurile. Așa că cauți pe Alexandra să te cerți cu ea. Hotărăște-te, e Alexandra sau pozele? Păi, poate să fie și asta. Poate să trag mai multe concluzii. Poate să fie mai multe concluzii, având în vedere că voi tăceți, înțelegi? Bine, ia-ți concluziile tale și du-te unde vrei. Uite că mi le afișez aici, de față cu milioane de români care se uită la emisiune. Foarte bine, de față cu milioane de români cărora voi nu le dați explicații, care vă și votează pe deasupra. Cu milioane, mii sau câte. De asta nu mai poți tu. Votează pe mine toți. Ia, zi, Marinescu, zi. Ce nemulțumire ai, te rog. Domnișoara Cristina, încerc acum să dea în publicul de acasă, care mă votează de fiecare dată, fiecare săptămână, pentru că, na... Păi și domnișoara Cristina și domnișoara Cristina a dat în public adineori. Dar chestiile astea mi se par, bă, tot ea ți-a zis că aveți dreptul, atâta timp cât vă afișați la emisiunea asta, să dați explicații oamenilor care vă votează și vă vor împreună să lucrurile astea mi se par din perspectiva ta de joasă speță, înțelegi? Am înțeles. Era aici Comăniș, da? Era un Andrei, erau restul persoanelor. Puteai să te ceresc cu ei, puteai să faci chestia asta. Dar dacă tu faci chestiile astea cu mine, crede-mă că nu o să câștigi absolut nimic. Dar nu mă interesează, băi, o să dai de fiecare dată, la fiecare colțișor și la fiecare secundă, cu tot ce ai tu, da? Referitor de mine, poți să dai cu orice în mine, dar chestiile astea nu o să-ți facă ție absolut nicio bine, crede-mă. Și o să te discrediteze în ce mai mult. Nu cred că o să mă discrediteze mai mult decât te-a discreditat pe tine acțiunile și vorbele pe care le-ai adresat tu iubitei tale. Punct. Nu vorbi cu mine de discreditat. Bun, ok. Te rog frumos. Una a fost amenințat și după aia discreditat, da? Nu vorbiți cu mine de chestiile astea pe care voi le faceți. Taci, mă, la chestiile astea. Nu vorbi mai ales tu de discreditat. Te rog frumos. Alexandru, zic în două cuvinte, sper să mă înțelegi. Înțeleg că vrei să baci forță, dar ți-o zic direct. Știi că ți se... Dacă și văd că mi se duce... Nu e oameni! Pare eu că nu e o amenințare. Pur și simplu, dacă acest om va întrece limita, va începe să jignească și să vorbească prost din invenții, pur și simplu o să-ți pierzi și un prieten care susții că nu ai și eu nu o să-ți mai dau absolut nicio importanță. Pare rău, nu importanță că n-am de ce, dar nu o să te bag în seamă. Am jignit eu? Am vorbit eu prost? Atât, da. Am vorbit doar cu ceea ce s-a întâmplat. Ai dat două motive a despărțirii noastre. Nu știi despre ce vorbești și ai început a vorbi. Așa, și care e problema? Eu am venit în emisiunea asta să tam din gura, ce-am vorbit eu de anul săptămâna trecută, am și dovezi. Gura mică și stai acolo. Dacă nu ești în stare și nu ai responsabilitatea necesară să vorbești de problemele tale și o arunci pe alții și să vorbești și să o dai pe alții să vorbești despre alții, pe cineva, nu e problema mea. Am deranjat eu pe cineva astăzi? În detrimentul tău. Pe de altă parte, Maria, stai puțin. Este și vina voastră, Maria, pentru că voi lăsați lucrurile în aer și el domnișoara încearcă Cristina, să descopere ce se întâmplă. Domnișoara Cristina, e fix problema noastră. Noi asta o să fiu pentru asta. Păi asta zic. Nu vine Alexandru, eu nu l-am deranjat astăzi cu nimic. Uite, te-am deranjat eu azi cu ceva? Da, am zis eu că m-ai deranjat.
A, nu, tu dai în cap așa, Maria. Suntem pe cont propriu. Atâta timp cât ești în casa asta și concurăm, mă interesează de soarta ta. Dacă eram în afară, nu mă interesa absolut deloc. Pasă de tine. Auzi, Maria, zi-mi și mie, de ce spui tu că ai dovezi cu privire la acea relație a lui Alexandru? Pentru că vorbește prost și am spus, dacă o să vină cu invenții aici, eu nu o să vin cu invenții. Ascultă la mine ce zic. Păi n-a spus că mă îți mai cer, vezi să nu ți cer scuze, să nu mă cauți. Vezi să nu mă cauți pe Instagram după emisiunea de azi. Să ți mai cer scuze că ai vorbit prost. Nu te caut. Că ai aberat. Vezi că mesajele alea ziceai că ai aberat și că ai vorbit prost și spărea rău. Da? Mesajele. Vreau și eu mesajele, te rog. Mamă, ce sclav. Da. Dacă voi ce vrei? Ce Marinescu? Ce ai zis, Marinescu? Ce am zis? Nimic. Ce ai zis? Nimic. Dar ce te deranjează? Nu, mie îmi plac oamenii ăștia care se schimbă așa, de la luni de zile, luni, 7-8 luni de zile, totul e bine, frumos, domnișoara Cristina, sau cel puțin încerc să maschez chestia asta, iar la un moment dat așa te trezești tu. Să le dai pe toate. Luni de zile îți face ție cinste și te deranjează că și-a revenit omul. Ia uși ce spune norocel, că... Luni de zile a făcut lui cinste domnișoara Cristina și acum că omul și-a revenit, nu mai e bun. Nu-i convine lui Marinescu? Păi nu-i convine, nu vedeți? Nu vede toată lumea, nu-și dă seama toată lumea? Păi, dacă el spune, se enervează și spune... Domnișoara Cristina, atâtea luni de zile totul e bine și frumos. Dar nu-i vorba de asta, și dintr-o dată nu mai e... Pe asta ce înseamnă? Înseamnă că până acum n-a dat în el și i-a făcut cinste lui și deodată omul nu a vrut să mai facă treaba asta și i s-a aruncat o vină care... Eu nu vreau să mai fac un lucru, nu trebuie să creștiun pe mine și n-am nicio vină, că nu vreau să mai fac. Deci nu Alexandru este trădător, Marinescu se supără nejustificat. Exact. Ia uzi. Cântă-mi și mie ceva. O să-ți plătești 5 euro să intru să mă uit la pozele alea care le-ai. Cântă-și tu ceva, norocel. O să-ți plătești 5 euro să... Dar mie nu trebuie să-ți plătesc. Am de 10 ori mai mult decât tine. Vin la tine în cameră și te dezbrac singur. Am de 10 ori mai mult decât tine. Aoleu, terminați, băieți. Da, au venit mesajele. Cu două felii. Deci, fiți atenți, liniște, vă rog, liniște. Maria spune așa. Băi, îmi pare rău, serios, pentru ce am spus. Dar dacă mă corectez cu o sticluță din aia bună, merge. Apoi Alexandru, ei, lasă, nu o da așa. Maria, glumeam, mă, acum ești speriat de mine? Alexandru, nu are nicio treabă. Maria, nu o să vorbesc niciodată asta. Am avut un moment prost atunci, pe bune, nu știu ce m-a apucat. Alexandru, nu este vorba de mine. Am înțeles, eu am zis de Ana cât de cât am scos-o. Iar apoi Alexandru, poți spune ce vrei că nu m-am atacat având în vedere că nu este adevărat. Maria, cred eu, treaba ta ce vorbești, spune Alexandru, dar încearcă să dai în mine și să nu vii cu aberații din exterior. Maria spune, da, nu am crezut că se va ajunge aici, eu am vrut doar să zic că ai relație din exterior, gen... Alexandru, în fine, nu contează. Maria, sper să mă înțelegi. Alexandru, din nou, eu te înțeleg. Apoi Maria, eu ți-am zis și am realizat și eu că am dat-o urât și nu trebuia. Într-adevăr, ai fost alături de mine în multe situații și mă simt aiurea astăzi când ai spus am realizat. Alexandru îi spune bine. Apoi Maria îl întreabă, dormi? Iar la ora 2:56 îl sună cu videocall de două ori. Iar apoi îl sună din nou la ora 22:01 a doua zi. Au fost că... Mă rog, deci este real? Nu este? Că eu nu prea înțeleg. Da, este. Pur și simplu m-am simțit prost că am venit și am vorbit aici în emisiune. E simplu. Ce sifon? N-am picat deloc. Nu faceți temele cum să vă certați, nu dai în mine, voia, o să dai în ea, atacă-mă cu adevăr. Păi voi era vorba de faptul că dacă vrei să dai în mine... Nu. Dacă vrei, dar tu nu înțelegi, nu ai capacitatea asta. Am zis că dacă tu vrei să dai în mine, dă cu chestii pe care le fac în afară, în acasă, da? În casă. Nu cu aberații din exterior. Și eu ce să înțeleg din chestia? Ca să poată să tragă lumea concluzii din afară, că nu știu ce, că nu a văzut nimeni ce fac în exterior. A văzut doar ce fac în casă, deci asta e vorba. Și acolo... De ce te-ai cerut? Pentru că poate nu era treaba mea să vorbesc aici. Și pentru că am spus și mesaje, într-adevăr, el a fost alături de mine în multe situații și eu nu ar fi trebuit să spun acele lucruri. De asta mi-am cerut scuze. Nu, ți-ai cerut scuze și ești recunoscut în mesaje că ai aberat, să vii cu aberații de genul. Mai citești odată mesajele. Poftim? Mai citești odată mesajele. Ia să mai vedem. Deci, Maria, există sau nu acea fată Ana? Da, domnișoara Cristina.
Este numele real Ana sau altfel? Da. Ana. Da. Ana. Bun. Zi, Radule, care-i treaba? Domnișoara Cristina, nu mi se pare normal, nu știu, chiar și el a spus în gală sau în gala favoriților că el, indiferent de ce s-ar întâmpla, nu o să aducă lucruri de afară. Ce are el cu Marinescu rămâne între ei doi, dar în momentul în care omul s-a agățat practic de Marinescu în momentul de față și a început să-l toace pe Marinescu și să dea din casă, nu știu, mi se pare că e șarpe casă, și ai fost sifon de mai multe ori. Ce să dau din casă? Unde am fost din casă? Uite, conversația asta, conversația când te amenință cineva pe tine cu ceva, în momentul când te amenință cineva cu ceva, în legătură cu ce faci tu în afară, deși sunt total aberații și în mesaj îmi zice altceva. Ai vorbit cu ea? Poftim? Ai vorbit cu ea? Cine să vorbesc? Lasă-mă cu vorbitul. Știi doar tu cu ea. Păi da, știi doar tu cu ea, ok? La ce trebuie să și cu ce a denigrat-o pe ea arăt mesajele astea. Când a fost treaba... Nu, știi ce a făcut acum? Am arătat că în emisiunea aberează, am arătat că în emisiunea aberează, da, și în afară își cere scuze. Punct, n-am denigrat-o când cu absolut ai dreptate, nimic. N-am zis nimic despre ea. Ascultă-mă, când vrei tu să arăți că ai dreptate, aduci telefonul. Dar în momentul în care ai vorbit ca Aurora și ai spus că ai dovezi și după aia te-ai sucit când ți s-au cerut, de ce n-ai mai adus? Ce dovezi? Că n-aveai. Mă lași, mă-mi pace, mă, sifonule. Cu ceea ce face ea. Și tu acum de ce o implici pe Aurora? Nu deci ești eu, care nu, eu, nu implic, dar nu implic. Eu ți-am dat un exemplu. Ce acum când, când chiar ai avut dreptate că ai vorbit cu Maria, ai adus telefonul. Când ai vorbit cu Aurora, nu l-ai mai adus. Îl am acum. Arată și mie când ai vorbit pe cameră cu ea. Ai telefon la tine, te rog. Arată-mă și mie, hai, arată-mi. Dacă tot îți spun, păi n-ai, lasă-mă că n-am. Mă duci într-un subiect în altul. În locul tău, mă jur. Într-un subiect în altul, tu acum vrei să dai calde. Vrei să dai calde. Nu vreau să-i dau calde. N-are nicio legătură, deci intervenția. Ce treabă n-am să-i dau calde, mă, omulelul ăsta? Eu am zis foarte clar, mesajele astea nu au denigrat-o pe ea absolut nimic, nici relația dintre ei doi. Pur și simplu a scos în evidență că ea vine cu niște aberații la adresa mea amândoi. Nu. Ba da. Ba da, ți-am spus și de ce. Mesajele astea sunt dovada că una face în emisiune și după aia acasă vine și cere scuze. Punct. Și tu făcând tu spunându-i ei, atacă-mă cu chestii din casă, nu cu chestii cu aberații, ce poți să înțelegi? Dacă tot vrei să vorbești cu mine, dar am zis și un mesaj. Eu te înțeleg pe tine ce vrei să faci, că vrei și tu să mănânci. Radu, când vorbim cu toți, înțelegi? A fost foarte dacă vrei clar, să mă ataci, dacă nu te auzi, stai un pic să termin oara. Eu nu înțeleg ce n-ați înțeles voi, că s-au citit mesajele. Ce? Am spus foarte clar, nu spune lucrurile astea în emisiune. Adică n-am vrut eu să aduc... A spus dacă vrei să mă ataci, cum a spus și el, că tu nu știu ce... Da, și eu am zis... Alexandru. Dacă tu vrei să mă ataci, atacă-mă cu chestii din emisiune. Da, eu și am zis, înțeleg da, într-adevăr, nu trebuia să... Da, într-adevăr, nu trebuia să aduc lucrul ăsta în emisiune. Dar ia. Are și norocel ceva de spus. Tina, în momentul când Alex a dus să aducă telefonul, pentru Marinescu, nu știu, a rămas surprins. Deci a rămas surprins și l-a surprins ce va face el. Și am observat cum a spus și Alex. Dacă ei mă amenință și fac niște lucruri, nu știu ce, stai așa că fac și-o. Păi înseamnă că te simți atacat dacă decurzi la un asemenea gest, care știi că l-ar surprinde pe Marinescu și adică știi că e un gest foarte urât, să aduci chestii de afară și cu telefonul, înseamnă că... Păi normal, deci, pentru înseamnă că e cam adevărat, că l-am dat de gol, domnișoara Cristina. Norocel, gândește-te. Păi stai puțin, dacă nu te deranja, nu mai veneai cu telefonul să arăți. Nu, păi nu, dar tu știi, tu ai înțeles ce m-a deranjat pe mine? Ce? Tu ai înțeles? Le-am prejudiciat relația lor. Cei doi, am pus eu piedici în relație lor cu mesajele astea? Nu. Dar ce treabă are? Păi ce treabă are una cu alta? Eu am spus vorbea de faptul că tine. Ea venea și m-a acuzat pe mine în emisiune, așa? După gală și a cerut scuze și acum așa? Vine și îmi dă ea mie lecții de moralitate, având în vedere că ea încă susține că aceasta în gală după da, ce a pentru că ți-am spus. Fii condus că îți rup tricou și e scump, zi! Domnișoara Cristina, da, într-adevăr este scump. În primul rând, eu consider că domnișoara Cristina Alexandru se simte puțin atacat și Alexandru a prins acum un pic de gust, a prins un pic de atenție și prustează foarte mult pe treaba asta. În schimb, eu n-am văzut în mesajele alea să scrie așa: Alexandru, nu este adevărat ceea ce am zis eu la adresa ta, doar atât am auzit, că nu trebuia să spun în emisiune. Deci el, într-un fel sau altul, știe că ceva este murdar acolo la mijloc, că Maria nu i-a spus, bă, nu e adevărat ce am zis, am spus doar pentru că m-ai atacat. Nu, Maria a zis așa... Nu, stai, cum a zis, nu văd acolo, nu trebuia să aduc asta în emisiune, nu a zis, bă, e fals,
am spus o invenție și scuză-mă, nu trebuia să o duc în emisiune. Auzi, Codruț, când a spus nu este vorba despre mine, oare se referea la persoana cealaltă despre care normal vorbește Maria, că ar trebui protejată? Da, normal, domnișoara Cristina, el caută mai mult sau mai puțin să nu pună și pe altcineva sau să nu implice pe cineva în toată această ecuație, da? Pentru că dacă era nimeni, spunea, bă, e vorba doar de mine, nu există așa ceva, nu mai spune minciuni la adresa mea doar ca să mă pui jos. El a implicat și pe altcineva. Mai mult sau mai puțin, cineva acolo există. Chiar dacă nu e Ana, Mana, Maria sau cine o fi, cineva există, că dacă nu face treaba asta. Adică zic și eu, tu ai făcut treaba asta, gen ce am înțeles eu, că tu ai făcut treaba asta doar din simplu un fapt ca să susții că adevărul e la tine, da? Că adevărul e la tine și că tot ce se spune... Bine, ia facem așa, dragilor, pentru că Alexandru este un băiat extrem de asumat, îl voi întreba eu în fața întregii lumi. Ai pe față sau nu o relație în afara acestei competiții? Am spus domnișoara Cristina și mi-asum treaba asta, nu am absolut nicio relație în afara competiției. Minte. Bine. Ok, te credem pe cuvânt și cu asta basta. Zi, Aurora, te rog. Aș vrea dacă există o mică parte din gala favoriților în care să se vadă expresia feții lui Alexandru în momentul în care Maria a spus că are o relație acasă, n-a dat nume și lui din alt s-a făcut verde, domnișoara Cristina. Înghițea în sec. Da, cu siguranță cei de acasă o vor vedea. Doamne ajută să-l bun. Vadă. Ce ai avut de împărțit cu Radu astăzi? Că v-am văzut, vă ciondăneați nevoie mare, da? Da, mă, da, când ai vorbit cu Aurora, da, dumneavoastră, Alexina, Alexandru profită pe urma faptului că atunci când ne-am întors înapoi în Turcia, m-am întâlnit cu Aurora, de fapt mi-a scris Aurora, să o iau și pe ea cu mașină, am luat-o cu mama și cu tata și de atunci a indus el niște glume sau nu știu, niște deranjuri făcute la adresa Aurorei și le-a luat ca și cum le bate în apropouri sexuale și am spus, băi, ai spus o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, dar gata, o ții deja de trei zile, bați numai apropourile astea, cu gura, te scarpini aici, ia o gură de apă, sunt niște apropouri pe care și ea nu are nicio legătură, băi, dacă voi vă simțiți, dacă voi vă simțiți că sunt niște apropouri. Poftim? Ți se pare foarte normal să faci ceea ce consideri. Atâta timp când nu te jignești și nu te înjuri, înțelegi cum mai probabil ai merita. Nu, consider că faci ceea ce vreau. Și vezi că azi ea mi-a făcut gestul ăla, vezi că ești murdară. Vai, hai că nu. Și eu i-am făcut, vezi că și tu mai ești, că-ți mai sare bruscuipa din gură, mai vorbești cu prezentații. Da, mie, vezi că nu știu care ești. Atunci, ok, ai făcut o glumă. Hai să facem altfel, discutăm difuzabil. Deci ceea ce vrei tu să spui este faptul că, că Alexandru insinuează că tu și Aurora ați avea o treabă, o relație. Da, domnule. Da. Da, și că tu atunci când ai luat-o... Marinescu nu bate apropo. Ia, auziți, tocmai v-am spus mai devreme că îmi doresc să purtăm un subiect difuzabil. Nu putem, dacă vorbiți despre... Mă scuzați, domnule. Prin urmare, Alexandru... Ceea ce încearcă Răducu să ne transmită este faptul că tu ai crede că există ceva mai mult decât o relație de prietenie între el și Aurora. Dar eu nu am spus, domnișoara Cristina, despre el și Aurora. Pur și simplu am spus despre Aurora. Doar despre Aurora, nu are Radu nicio treabă. Dacă Radu s-a simțit și s-a simțit atacat, nu s-a simțit, Radu, vorbeam cu Radu în gală, aveam un conflict. Și atât de vehement în legătură cu tine. Ascultă-mă, aveam un conflict cu Radu în gală, da? În momentul în care Radu a spus, dacă deschid gura te fac praf, pentru că Radu așa reacționează. În momentul în care tu pe lângă știi gestul care l-ai făcut față de mine și știi ce ai spus, taci din gură și nu mai tot dar și te tot... Băi, dar eu nu înțeleg cum trageți voi concluziile. Te tot eschivezi, Iată, te tot eschivezi. Fii sincer, dacă tot ești asumat, vorbește ce ai spun. Din urmă la orice omule, poate erai, poate aveai ceva și erai murdară. Deci și eu îți dau să te murdărești. Nu, la întors, Alexandru, de fiecare dată. Eu arunc ceva o bombă și mă las să Întoarce. Gata, terminați, că nu e interesant, nu se poate, nu-l vrem, nu mi-l doresc, e rușinos. Mai bine. Bine, hai să mergem mai departe. Mergem mai departe și facem așa. Ronaldo și Amira. Puterea, dragă... Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.